În hotelurile din municipiul Suceava, rezervările s-au făcut din timp. Hotelierii s-au pregătit să-și primească oaspeții cum se cuvine. Avem turiști cazați din țară, din toată țara. Și da, 100%. Rezervările sunt făcute din timp, ceea ce vă pot spune chiar cu 2-3 luni înainte. Sunt aceiași turiști care au fost și până acum, ceilalți care vin, vin la recomandarea celor care au fost și în trecut. Ce surprize le oferiți turiștilor care au ales să-și petreacă Revelionul la dumneavoastră? În seara de Revelion le pregătim turiștilor o masă cu specific tradițional, un foc de artificii și muzică live. Nici cluburile nu duc lipsă de clienți. Tinerii și-au făcut din timp rezervările. În funcție de meniul stabilit, noaptea de Revelion costă între 100 și 250 de lei de persoană. Dacă nu v-ați făcut rezervări în cluburile sau restaurantele din municipiul Suceava, puteți să participați la petrecerea în aer liber organizată de primărie. Spectacolul oferit de municipalitate va avea loc în parcarea Iulius Mall și va începe la ora 21. Printre artiștii care vor urca pe scenă se află Alexandru Recolciuc, Dana Dăncilă, Marius Găianu, George Finiș, Sorin Filip și Radu Ile, precum și membrii formațiilor Odisei, Ciro de Luca și Impact. La miezul nopții, sucevenii vor avea parte de un impresionant foc de artificii.